comentar. Recent citit am într-un ziar la rubrica vânzări și cumpărări o știre ce mi-a dat firori. Un tânăr sărătos din Baia Mare își oferea rinichiul spre vânzare, contra o sumă în valută foarte mare. E plină lumea de acute disperări, desfaci o marfă din organe. O chestie corectă mi se pare într-un context de furturi și emigrări. Altă strofă. Stimate domnule parlamentar, a fata mea asemeni din ziar, că o familie de americani doreau să învieze un copil pe bani. Între 0 și 3 ani se preciza, exclus țigani. Și pentru a dobândi un pui de om ofereau valută de comision, fiind totodată dispus să financeze o tânără gravidă ca să voiajeze. O chestie deșteaptă între paranteze. Îți vin din Turcia nevasta, concluzia că în lumea asta e totul de vânzare. Și acum când decol? Unii își vând rinichii, alții vând rinichii. Unu-și vinde opiul, alții vând de opiul. Unii-și vând amorul, alții vând cosorul. Unii-și vând copilul, alții automobilul. Unii-și vând știința, alții conștiința. Și nu e rău, așa zic eu, că pot să vinzi doar ce-i al tău. A se reține, pot să vinzi doar ce-i al tău. Dar receptarea cea mai tare la regulare dinainte actului numit vânzare este că țara nu și-o vinde decât acel ce țară n-are. Este că țara nu și-o vinde decât acel ce țară n-are.